Bun găsit, dragi prieteni ai sporturilor cu motor! Suntem la episodul 9 din Motorsportcast și de data aceasta alături de mine este un invitat special. Este vorba de Filip Ugran. Bun găsit, Filip! Bun găsit tuturor! Mă numesc Filip Ugran. Am emoții, cred că la fel de mari ca ale tale înaintea startului tău de sezon în Formula 3, din simplul motiv că nu am mai avut de mult un pilot care să concureze în competițiile de monoposturi la acest nivel, nu am mai avut de mult un pilot acolo. Vreau să încep cu întrebarea clasică. De unde a apărut Filip Ugran? În primul rând am început kartingul, unde nu eram destul de cunoscut. Am ajuns în Formula 4 în 2019, în care primul sezon nu pot să spun că a fost unul foarte bun, dar în 2020, pe final de 2019 m-am dus la echipa Jenzer Motorsport, iar acolo am reușit să iau 3 podiumuri într-un weekend la Barcelona, iar am semnat contractul cu echipa și anul următor am reușit să am rezultate destul de bune, având 3 victorii, și acum am continuat cu ei pentru Formula 3. În karting ai început, cred, în 2013, ai 18 ani. Ai mers, cred, o singură cursă în România, mă înșel? Nu, am făcut cursa de karting din România la Bacău, unde am luat locul 2. Am preferat să concurez în afara țării pentru că este un campionat mult mai puternic. Ai fost în Italia, nu? Da, în VSK, în Italia și în Germania. Cum a fost atmosfera acolo pentru tine? Cum a fost primul sezon, ținând cont de concurența mare care era acolo? Ce ai învățat în anii aceia de karting? Inițial am făcut primul an de karting în Germania, la categoria Mini, unde am câștigat campionatul. Fiind foarte încrezător, m-am dus în campionatul italian, care era și mai greu decât cel german, unde am sărit direct la următoarea categorie de juniori. Acolo nu mă prea descurcam. Am încercat să trec cât mai repede prin categoria respectivă și am stat 2 ani în juniori și seniori cu kartul fără viteze. Iar după m-am dus la kartul cu schimbător, unde din nou m-am dus și în campionatul german și în italian și am câștigat campionatul german la karting la schimbător după 3 ani de karting. Același campionat care l-am câștigat și la Mini. Ai mers apoi în Formula 4. Italia a fost oarecum o alegere normală. Cum a fost pentru tine acolo, ținând cont că și această competiție este una extrem, extrem de disputată? Da, este cel mai competitiv campionat de Formula 4, cel italian. În primul an nereușind să am obiective, eram foarte demoralizat, dar pe final de an cu cele 3 podiumuri cu echipa Jenzer m-au încurajat foarte tare pentru anul următor și la antrenamentele din 2020 de la început eram tot în față, pe primele locuri. Aceasta m-a încurajat să ajung în top la primele curse și după am avut COVID, care m-a încurcat în lupta pentru titlu, că eram unul dintre favoriții la titlu anul trecut. Despre 2019 nu vă pot spune foarte multe, pentru că eram rookie, nu înțelegeam foarte bine mașina, nu am apucat să testez. Toți piloții care au intrat în campionatul de Formula 4 deodată cu mine, practic ei au început antrenamentele undeva la final de 2018. Eu am început antrenamentele Primul meu antrenament a fost în februarie 2019. Ce înseamnă pentru un pilot perioada aceasta de acomodare când ajunge la o echipă nouă? Ce trebuie el să facă exact pentru a intra într-un ritm cât mai repede? Vedem, de exemplu, în Formula 1. Au fost anul acesta câteva schimbări în ceea ce privește trecerea piloților de la o echipă la alta și chiar dacă sunt bine cotați, luăm exemplul lui Daniel Ricardo, are un pic nevoie de timp pentru a se acomoda până ajunge la nivelul lui Lando Norris. Cum e pentru tine perioada asta de acomodare? Cum găsești soluțiile pentru a lucra cel mai bine cu materialul pe care l-ai la dispoziție? La Formula 4 și la Formula 3, când schimbăm echipa, eu n-am schimbat echipa la Formula 3, dar am făcut un pas foarte mare de la 4 la 3. Ideea este, când schimbăm o echipă, mașinile sunt exact la fel, nu sunt diferențe ca la Formula 1. La Formula 1 ei trebuie să se obișnuiască cu mai multe lucruri, pentru că fiecare echipă dezvoltă o mașină total diferită. Noi, cum avem mașinile la fel, nu e foarte greu. Practic doar trebuie să ne apropiem de membrii echipei, de mecanici, de ingineri. Nu a fost foarte greu când am schimbat echipa. Chiar de la prima cursă din Barcelona am simțit că mă înțeleg foarte bine cu ei. Dar acum, la pasul de la Formula 4 la Formula 3, simt o mare, mare diferență, pentru că este o mașină care se comportă total diferit, cu o grămadă de downforce, și cum mașina de Formula 4 are foarte puțin, încă nu sunt obișnuit cu downforce-ul, cum se comportă în curbele de viteză mare, pentru că el se activează cumva doar de la 120 de km pe oră, dar pentru asta sunt testele la care am fost. Mă simt mai pregătit de la fiecare test la următorul și sper că la prima cursă de la Barcelona acum să avem rezultate mult mai pozitive decât ce am reușit la testele din pre-season. Cum îți place ție să fie o mașină? Îți place un comportament subvirator, supravirator, să fie neutru? În Formula 4 preferam o mașină total oversteering, adică cu spatele alunecos. În Formula 3 asta căutăm, dar încă nu reușesc să o controlez la fel de bine ca cea de Formula 4. Este o mașină mult mai grea și încet, încet mă obișnuiesc cu ea. Planul meu depinde și de planul de anul acesta, dar mi-am propus să fac 2 ani de Formula 3, în care primul an să fie cumva de acomodare, iar cel de-al doilea an să fie luptă pentru titlu sau pentru podium. Dar anul ăsta am ca și obiective undeva clasarea în top 15 la final de an, cu câteva clasări în top 10 în timpul campionatului, și îmi doresc cel puțin un podium. Am mari șanse la podium, părerea mea, în cursele de sprint race, cele cu reverse grid. E un format nou anul acesta în Formula 3, cu 3 curse într-un weekend. Te avantajează? În Formula 4 era frecventă o astfel de abordare într-un weekend de cursă. Anul acesta în Formula 3 e pentru prima oară când avem un astfel de format. Cum ți se pare? Din câte știu, au scos 2 weekenduri de curse și au făcut în fiecare weekend să fie câte 3 curse din 2. Este avantajos pentru noi, practic, că avem... Anul trecut erau 18 curse, 2 curse pe weekend, acum avem 3 curse pe weekend, o să avem 21 de curse. 3 curse cred că ajută pentru un pilot ca și mine, care își propune să facă 2 ani și anul viitor să se bate la titlu. Cu cât mai mult condus, cu atât mai bine. Da, cred că ajută. O să fie o etapă și în America anul acesta, E prima oară când Formula 1 ajunge acolo. E și asta un plus, nu? Formula 3, Formula 1 a mai fost. Da, Formula 3, exact. Avem etapă și în America și cred că tot padocul așteaptă să meargă în America. Nu știu dacă este un plus sau un minus, pentru că majoritatea piloților nu știu circuitul, doar cine a mai fost acolo, adică foarte puțin, pentru că în general s-au dat prin Europa toți piloții. Cu ajutorul simulatorului toți piloții o să învețe circuitul. Pare un circuit de viteză mișto. Aștept și eu să văd cum e în realitate. Pe simulator m-am mai dat. În Formula 3, așa cum spuneai, mașinile sau regulamentul din punct de vedere tehnic garantează mașini identice pentru toată lumea. Unde se face diferența, practic? Hai să vorbim și în cadrul aceleiași echipe. Tu vei fi coleg anul acesta la Jenzer cu Kaylin Williams și cu Pierre Louis Chauvet. Care crezi că sunt avantajele tale comparativ cu colegii tăi de echipă? Diferențele se fac în unele setări ale mașinii și în stilul de pilotaj. Eu momentan am unele probleme care trebuie să le rezolv, am observat la teste. Ei fac unele lucruri mai bine, dar greșesc unii curbele de viteze, în care eu mă descurc destul de bine. Eu am, de exemplu, mici probleme în curbele cu frânare mare, dar fiecare are cumva punctele în care merge mai bine decât ceilalți. Consider că sper că la prima cursă voi ajunge cel puțin lângă ei, pentru că ei la teste au fost înaintea mea. La primul test am fost apropiați, dar la al doilea au fost în top 15 ei, amândoi. Ținând cont că structura unei echipe e complet diferită, faceți schimb de informații? Se poartă asta în Formula 3 sau e fiecare pentru el? Da, total facem schimb de informații. La antrenament am avut videouri și le-am verificat. Puteam verifica fiecare videoul celuilalt pentru a vedea care face mai bine curba aceea. Avem date și ne ajutăm unul pe altul continuu. Și cu informații pe lângă date și videouri, piloții noi ne spunem unul altuia, ne dăm sfaturi. Cum arată pentru tine un weekend de cursă? Ajungi la circuit, mai ai și alte activități în afara sesiunilor de pe pistă? Nu știu momentan cum este un weekend de Formula 3, dar vă pot spune de weekendurile de anul trecut. Ajungeam la circuit de obicei miercurea, când echipa monta boxa, montau lucrurile. Stăteam, povesteam cu ei, mă duceam la hotel. Ziua următoare, în general, dacă aveam antrenament ziua de joi, de toată ziua free practice. Atunci nu aveam alte activități pentru că aveam antrenament de dimineața până seara cu o pauză de oră sau de două la mijlocul zilei. Dar de vineri aveam doar free practice 1, free practice 2, care erau de câte 40 de minute fiecare. În timpul dintre ele stăteam cu colegii, ne jucam, aveam destul de multe jocuri pe acolo cu mingi, de tenis, de mai multe lucruri. Ne jucam, mai mergeam cu tatăl meu în oraș să mănânc și mă întorceam la circuit, îmi făceam încălzirea și urma să intru din nou în mașină. Și asta se întâmpla și sâmbătă și duminica când aveam calificări și cursa 1, respectiv cursa 2 și cursa 3. Cum reușești la 18 ani, ținând cont că acest lucru e extrem de important, să uiți de tot ce se întâmplă în jurul tău când ești în mașină, să te concentrezi la maximum? Cum reușești asta? Care sunt secretele tale în ceea ce privește pregătirea din punct de vedere psihic? Am un psiholog, iar cu dânsa mă ajută să mă deconectez cumva de la lumea din afară. Lucrez cu doamna de la final de anul trecut. Iar asta cred că este cumva cheia. În orice sport ai nevoie de concentrare. Trebuie doar să îți imaginezi că nu mai există alte lucruri. Dacă te gândești la două lucruri, nu le poți face pe niciunul bun. Când faci unul, faci unul. Când faci celălalt, îl faci pe celălalt. Da, pare atât de simplu. Vorbeam înainte să facem acest podcast. Ba erai în simulator, ba te pregătești acum să mergi după la sală. Ce înseamnă pentru tine pregătirea în simulator și vom vorbim apoi și despre antrenamentul din punct de vedere fizic. Eu am un simulator destul de ok pentru antrenamente, dar ieri am fost la inginerul român, Mihai Marinescu, din echipa noastră, care stă la Brașov și el are un simulator mai dezvoltat, seamănă mai mult cu cel al echipei. Am făcut o zi de simulator și un pic de sală la Brașov și în general nu se întâmplă. Ieri am fost pentru prima dată la el, mai venea el la mine sau în Elveția fac genul acesta de antrenamente. O zi la mine, de obicei mă trezesc, am antrenament ori odată, ori de două ori pe zi. Îl fac de dimineața, după vin acasă sau stau la firmă, unde mai uit la ce se întâmplă în lumea motorsportului, mă gândesc la planuri, mă ocup de social media, mai multe lucruri, iar după masa ori mai am încă un simulator, încă un antrenament, ori vin acasă și conduc pe simulator. Și simulator nu înseamnă PlayStation, nu? Nu, o să vă pot arăta și simulatorul în altă zi sau mai târziu. Ești totuși un copil. Te joci pe PlayStation? Ai pasiuni în zona asta? Mai ales că am văzut în Formula 1 s-a format acel Twitch quartet cu George Russell, cu Lando Norris, cu Charles Leclerc. Da, știu. Ei tot pe simulatoare conduc. Am avut și eu PlayStation. Îl mai am, bineînțeles. Mă joc mai mult pe calculator. Acolo, ok, nu mă joc foarte des. Mă joc jocuri cu câțiva prieteni mai apropiați, dar nu prea le am cu... În afară de condus, nu prea le am cu alte jocuri. Din punct de vedere fizic, ești pregătit pentru un sezon, pentru trecerea asta de la Formula 4 la Formula 3? La asta am lucrat toată iarna și consider că sunt destul de pregătit. Mă gândesc că antrenorul tău te pregătește exact pentru sportul pe care îl practici. Am văzut, e foarte important în pregătirea fizică ca sportivul să se exerseze exact pentru provocările pe care le așteaptă în sportul pe care îl practică. La tine, cum e partea asta de pregătire? Pe ce pui accent? La început am pus accent mai mult pe gât, pe partea de sus a corpului, brațe, pentru că la final de an am simțit că asta am nevoie de îmbunătățit după testele din post-season. Iar acum, după testele din pre-season, am observat că am reușit să fixez partea de sus a corpului, dar am mici probleme la picioare, unde trebuie să-mi îmbunătățesc presiunea frânii, dar la asta lucrez de mai bine de o lună și sper că la prima cursă să fie fixată chestia aceasta. Spuneai, vorbeai mai devreme de Mihai Marinescu. E unul dintre piloții români care au ajuns până în Formula 2, care a și câștigat curse acolo. Cât de important a fost pentru tine să lucrezi cu el, să găsești un român în echipa pentru care concurezi în Formula, că ai concurat în Formula 4 și acum în Formula 3? Mihai m-a ajutat de la final de an 2020, a venit și la unele curse de Formula 4 când s-a terminat campionatul de Formula 3 și am simțit că e o persoană care chiar mă poate ajuta, pentru că sunt unele lucruri care, bineînțeles, nu le înțeleg foarte bine de la inginerul meu și nu pot să zic că nu le înțeleg, că le înțeleg, dar când mi le zice un inginer român în română, practic intră mult mai ușor în mintea mea. Simt că mă ajută pe lângă la circuit și acasă, pentru că el a mai venit și la mine la simulator să lucrăm. Are date și lucrăm pe simulator cum lucrăm și la circuit. Cred că e un mare plus că e în echipă cu mine. Te-ai gândit în momentul în care ai hotărât să faci pasul spre Formula 3 să schimbi echipa sau ai fost mulțumit de atmosfera de la Jenzer și construiești mai departe cu ei în această serie? Am fost foarte mândru că am reușit să-mi fac un loc, pentru că sunt 30 de locuri în Formula 3 care au fost ocupate deja de la început de an, se știa cam toată lumea pe unde va concura. Am fost foarte, foarte fericit că au reușit să-mi facă un loc și în viitorul apropiat nu îmi propun să schimb echipa. Chiar consider că avem o legătură destul de bună și consider că dacă nu în primul sezon, poate în al doilea sezon putem face lucruri pași măreți, cum face și Kaylin. Anul trecut a fost rookie de acomodare, de la anul acesta se va bate și el la titlu. Speram. Ca și anul trecut, din păcate, și sezonul 2021 e marcat de această pandemie. Spuneai că pentru tine a însemnat și ratarea șansei de a te lupta pentru titlu în Formula 4. Ai fost depistat pozitiv chiar de ziua ta, parcă, nu? Da, la cursa de la Red Bull am fost depistat pozitiv și a trebuit să mă uit la colegii mei cum se luptau pentru puncte care le puteam face și eu, pentru că fusesem la test la Red Bull Ring, unde m-am descurcat destul de bine și aveam șanse la podium, dacă nu la victorii. Mai ales veneam de la un weekend destul de bun, consider, de la Imola, unde am reușit să-mi fac prima victorie din campionatul italian. Eram foarte pozitiv și asta cred că mă putea face să câștig cel puțin o cursă la Red Bull. E foarte simplu să mergi mai departe când câștigi, când ai rezultate bune. Cum ai depășit tu momentul acesta? Pentru că, evident, a fost un moment dificil, plin de frustrări, pentru că nu ai putut să fii acolo pe pistă, pentru că știu că asta îți dorești cel mai mult. Cum depășești momentele astea dificile? Pentru că probabil că știi deja, primul sezon într-o competiție cum e Formula 3 va fi cu multe momente în care trebuie să înveți, în care trebuie să acumulezi informație, experiență, pentru că, așa cum spuneai, în sezonul al doilea să fii acolo în lupta pentru titlu. Cum reușești să rămâi motivat, să treci peste aceste momente? Anul trecut, în momentul în care am fost depistat de COVID, știu că am fost foarte supărat. Nu aveam nici psihologul, dar știu că tatăl meu m-a ajutat enorm de mult. Eu eram carantinat la Miercurea Nirajului, la ceva căsuță, iar eu nu mă puteam întâlni cu părinții mei pentru că ei erau acasă, tatăl meu a fost negativ și mai venea la gard și știu că povesteam prin gard și plângeam că nu pot să ajung la cursă, dar m-a încurajat foarte mult și de ziua mea. Eram foarte supărat că băieții sunt la cursă și n-am putut până în ziua de vineri. M-am luptat să încerc să mă duc, pentru că eram sigur că sunt pe final de bală, pentru că nu am avut niciun simptom, m-am simțit perfect și am fost testat încă o dată ca să văd dacă pot pleca, dar n-am reușit, pentru că am ieșit și joia de dinainte de cursă pozitiv. Și atunci eram foarte supărat când am văzut că și a doua oară am ieșit pozitiv și el a încercat să mă încurajeze și să-mi spună că nu e nicio problemă, că încă mă pot lupta la titlu. Și la Mugello, următoarea cursă, am avut o cursă destul de bună, prima cursă. Am luat locul 3. A doua cursă am luat locul 6, iar în a treia cursă aveam șanse din nou să mă bat la podium. Am plecat de pe 8, iar în prima curbă eram pe locul 3, dar am ieșit în decor și am ajuns pe ultima poziție și am terminat cursa pe 11, de pe 28 pe 11. Știu că și în Formula 3 vor fi multe momente dificile și trebuie să profit de fiecare moment pentru a învăța lucruri noi, pentru că avem foarte, foarte puțin timp de antrenament. Avem 40 de minute de free practice în fiecare weekend, după direct quali. Și în cele 40 de minute gripul este foarte, foarte mic pe traseu, iar la calificări este total, dintr-o dată, o grămadă de grip. Traseul este mai rapid cam cu o secundă jumate. Trebuie să mă obișnuiesc dintr-o dată la gripul mult pentru a putea scoate totul din mașină și din cauciucuri într-o sesiune de calificări. Cum îți place sau ce te motivează mai mult? Start din pol și să controlezi tu situația, sau undeva de pe locurile mai aflate mai în spate și să ataci tu pentru fiecare poziție și să câștigi cursa? E total diferit. Plecând din pol pot să controlez ritmul cursei. Am plecat din pol de 2 ori anul trecut la Pol Ricard, unde dacă eu voiam să-mi salvez cauciucurile, pur și simplu aveam un ritm mai lent, în care știam că pilotul din spate este undeva la 2 secunde. Îl luam din oglinzi după la intrare în curbă, eu unde mă aflam. Dacă el se apropia, puteam cumva să măresc ritmul, dar tot să salvez din cauciucuri. Când am plecat în a treia cursă din spate, am plecat de pe 5. În a doua curbă, după prima șicană, eram pe locul 2. M-am luptat cu pilotul de pe locul 1 jumătate de cursă. Am intrat să-l depășesc, iar el m-a scos în decor și am fost amândoi depășiți de locul 3, care au avut cauciucuri proaspete, care au stat deoparte. Nu s-a băgat în bătălia dintre mine și cel de pe locul 1. Noi, având cauciucurile distruse, am ajuns să trebuiască să țin. Practic, cel care ne-a depășit de pe 3 s-a dus departe, iar eu am rămas pe locul 2 și s-au apropiat toți în spatele meu, pentru că aveam cauciucurile foarte distruse și trebuia să-i țin în spate. Și știu cum erau patru băieți din aceeași echipă, schimbau locurile să încerce să mă depășească și n-au reușit nimeni să mă depășească în cursa respectivă. Terminând ca de la locul 2 de la mine până la locul 11, eram în mai puțin de 5 secunde sau ceva asemănător. Îmi place când trebuie să plec din spate să mă bat pentru poziții, pentru că atunci cumva simt sau îmi demonstrez că sunt mai bun decât ceilalți din față. Dar și când plec din pol, este mult mai ușor să controlezi o cursă, să o câștigi. La ce visează Filip Ugran? Unde vrei să ajungi cu povestea asta? Cred că, ca și oricare pilot, îmi doresc să ajung în Formula 1. De când eram mic, îmi plac mașinile și îmi doream să merg pe calea aceasta, dar nu puteam imagina încă când eram la karting că voi ajunge un pilot de Formula 1. Dar ajungând în Formula 4, visul a început să fie tot mai real. Iar acum în Formula 3 chiar consider că sunt practic la 2 pași. Pași mai mici, mai mari? Cum îi vezi în evoluția ta? Pasul de la anul acesta la anul viitor să rămân tot în Formula 3, îl văd un pas mic, dar ca să trec la Formula 2 din nou va fi un pas mare, cum a fost și acum de la 4 la 3. Și după aceea din nou de la 2 la 1 va fi un pas enorm. Iei în calcul și alte variante în afară de Formula 1, să te duci în altă zonă din motorsport? Ți-ar plăcea să mergi în turisme, Le Mans, raliuri, ai și alte... Am văzut, sunt piloți care se distrează cu ghilimelele de rigoare și în alte serii. Îți place să faci altceva sau doar circuit? De plăcut pot să zic că îmi place, pentru că în timpul liber, în weekend-uri și eu acasă am un buggy, un side-by-side care îl conduc cât poate. Mă dau cu el ca la raliu și îmi place și off-road-ul. Tatăl meu fiind pilot de off-road de când m-am născut până am ajuns la vârstă, până m-am apucat eu de karting. A fost și campion național în 2007. De la el am luat pasiunea de mașini, dar m-am dus pe varianta de viteză, de circuit. Nu m-am gândit să merg la GT momentan, la Le Mans sau așa. Mă gândesc la o cale de Formula 1 sau Formula E. Dar, bineînțeles, dacă nu voi reuși, mă voi gândi la LMP sau GT-uri. Ești încă tânăr, e păcat să nu visezi încă la asta, mai ales că până acum ai făcut pașii corecți. Formula 4, Formula 3. Da, un pic am... Formula 2. De la Formula 4, că era Formula Regional, dar am început, pot spune, cu un an sau 2 ani mai târziu la Formula 4 și de asta am considerat că pot să fac pasul spre via Formula 3 direct. Scade vârsta cu care piloții ajung în Formula 1, 18 ani. Simți vreo presiune din punctul ăsta de vedere? Consider că timpul le rezolvă pe toate, nu este nicio grabă. Cu cât ești mai... Dacă nu ești un luptător în față în campionat, nu are rost să treci la categoria următoare. Practic, faci un pas când tu nu ești pregătit nici pentru unde ești, de ce să te duci mai sus? Nu consider că e o grabă, pentru că dacă vă uitați, piloții din trecut au ajuns undeva la vârsta de 22-23 de ani. Nu cred că trebuie să grăbim cumva lucrurile. Cine a fost cea mai importantă persoană în cariera ta până acum? Tatăl meu. M-a ajutat din toate punctele de vedere. Toată familia mea, dar cu tatăl meu am petrecut mai mult timp la circuit, fiind tot timpul cu mine la cursele de Formula 4. Ai vreun pilot la care te uiți, care te inspiră să mergi mai departe? Da, îl urmăresc pe Lewis Hamilton și îmi place și de Lando Norris. Îl urmăresc pe Lewis Hamilton de când a ajuns în Formula 1, în 2007, când a fost aproape să câștige campionatul fiind rookie. E o presiune mare pe un pilot când e rookie, așa cum o să fii tu anul acesta în Formula 3? Este o presiune destul de mare, fiind mulți piloți rookie, fiind mulți piloți buni, toată lumea vrea să ajungă cât mai în față. Anul acesta am ajuns doar 4 piloți, am sărit direct din Formula 4 în Formula 3. În rest au fost în regional sau în alte categorii mai mari decât Formula 4. Bineînțeles că este o presiune că toți ne dorim să fim mai în față și în echipă am un coleg rookie, Chauvet, și cumva este o mică bătălie între noi. El a făcut și anul trecut 2 curse, dar tot a rămas rookie. Obiectivul principal în motorsport e să-ți bați în primul rând colegii de echipă care merg cu același material. Practic, aceasta e prima măsură în această lume. Cum vezi tu situația în raport cu Kaylin Williams și cu Chauvet? Pe Kaylin îl văd pilot de al 2-lea an și consider că pe final de an, în ultimele curse, sper că pot să mă bat cu el, dar cu Chauvet momentan simt că este cumva cu un pas înaintea mea, făcând 2 curse anul trecut, dar am așteptări ca după o cursă sau 2 să fiu unde este și el sau mai sus. Vine Barcelona, mai puțin de o săptămână. Cum simți debutul de sezon? Ți-ai făcut bagajele? Momentan nu, dar astăzi urmează pentru că mâine plec în Elveția. Ce pui în bagaj pentru cursă? Am la echipă un bagaj în care am costumul, casca momentan nu, că el a pictat. Urmează, mi-aduce Bell casca la prima cursă, într-un final. Hainele de corp, mânuși, papuci și Hans. Astea sunt bagajul de cursă și, bineînțeles, urmează să vorbesc cu antrenorul pentru echipament de încălzire. La Barcelona, la antrenament, a fost și el, s-a ocupat el de echipament, dar acum la cursă trebuie să mă ocup eu. Și haine, tricouri cu echipa și, depinde ce vreme va fi, pantaloni scurți sau lungi. Superstiții? Nu. Niciuna? Nu cred. Nu te dai jos doar pe partea dreaptă, nu pui piciorul drept înainte, n-ai un număr preferat? Mă urc în mașină și mă dau doar pe partea stângă, jos, pentru că m-a certat odată inginerul meu, mi-a spus că eu ce pilot ești, că în mașinile de stradă mă urc prin dreapta când vreau să ajung în stânga la volan. Și de atunci mă dau și mă urc doar prin stânga jos, dar doar pentru că mi-a spus el. Ai carnet, apropo? Încă nu. După cursa de la Barcelona mă voi duce să îmi dau traseul și sala. Nu cred că va fi o problemă, nu? Ai emoții sau? Nu prea. Filip, îți mulțumesc mult. Mă bucur că am avut ocazia să povestim. Evident, îți ținem cu toții pumnii pentru prima ta, pentru ca debutul tău la Barcelona să fie unul cât mai bun și te vom urmări pe tot parcursul acestui sezon, vom mai povesti despre tot ce faci tu, te vom vedea în direct pe Telecom Sport și pe Lux Sport unde voi comenta cursele tale. Te aștept și în studio să comentăm o cursă de Formula 1 împreună când nu ai etapă în Formula 3 și îți doresc să-ți atingi toate obiectivele. Mulțumesc mult! Multă baftă acolo la Barcelona și să știi că suntem cu tine și îți ținem pumnii. Mulțumesc! Acesta a fost Filip Ugran, am povestit cu el înaintea debutului în Formula 3, se va întâmpla la Barcelona, a fost un nou episod din Motorsportcast, puteți da subscribe la canalul nostru de YouTube. Ai și tu YouTube, nu? Da. Subscribe unde veți vedea tot ce face Filip Ugran pe canalul său. Instagram, ce faci în social media? Filip Ugran _ oficial. Îți mai faci și altceva? Facebook sau doar Instagram? Twitter? Știu că... Am și Twitter și Facebook, dar Instagram-ul îl folosesc cel mai mult. Așadar, like pe Instagram la Filip Ugran să vedeți ce face în acest sezon din Formula 3. Mesaje de încurajare tot acolo. Noi vă vom ține la curent cu tot ce face el. Acesta a fost episodul 9 din Motorsportcast. Mulțumesc mult, Filip! Baftă acolo și să auzim doar de clasări bune în acest sezon. Mulțumim tuturor că urmăriți acest podcast și să aveți o zi frumoasă!